Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 16. Și a sosit la Derbe și la Listra și iată era acolo un ucenic cu numele Timotei, fiul unei femei iudee credincioase și al unui tată elin, care avea bune mărturii de la frații din Listra și din Iconiu. Pavel a voit ca acesta să vină împreună cu el și luându-l l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era elin. Și când treceau prin cetăți, învățau să păzească învățăturile rânduite de apostolii și de preoții din Ierusalim. Deci bisericile se întăreau în credință și sporeau cu numărul în fiecare zi. Și ei au străbătut Frigia și ținutul Galatiei, opriți fiind de Duhul Sfânt ca să propovăduiască cuvântul în Asia. Venind la hotarele Misiei, încercau să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat. Și trecând dincolo de Misia, au coborât la Troa. Și noaptea ei s-a arătat lui Pavel o vedenie, un bărbat macedonean sta rugându-l și zicând: „Treci în Macedonia și ne ajută.” Când a văzut el această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Pornind cu corabia de la Troa, am mers drept la Samotracia, iar a doua zi la Neapoli și de acolo la Filipi, care este cea dintâi cetate a acestei părți a Macedoniei și colonie romană. Iar în această cetate am rămas câteva zile și în ziua sâmbetei am ieșit în afara porții la râu, unde credeam că este loc de rugăciune, și șezând vorbeam femeilor care se adunaseră. Și o femeie cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând: „De m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți.” Și ne-a făcut să rămânem. Dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând: „Acești oameni sunt robi ai lui Dumnezeu celui preanalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii.” Și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis Duhului: „În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea.” Și în acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au dat în piață înaintea dregătorilor și, ducându-i la judecători, au zis: „Acești oameni care sunt iudei tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani.” Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Și după ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cu tremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat. Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici.” Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. Și scoțându-i afară, după ce pe ceilalți a zăvorât la loc, le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc?” Iar ei au zis: „Crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta.” Și i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu și tuturor celor din casa lui. Și el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și i-au sabotezat el și toți ai lui îndată. Și ducându-i în casă, a pus masa și s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu. Și făcându-se ziua, judecătorii au trimis pe purtătorii de vergi, zicând: „Dă drumul oamenilor acelora.” Iar temnicerul a spus cuvintele acestea către Pavel, că au trimis judecătorii să fie lăsați liberi. „Acum deci ieșiți și mergeți în pace.” Dar Pavel a zis către ei: „După ce fără judecată ne-au bătut în fața lumii pe noi care suntem cetățeni romani și ne-au băgat în temniță, acum ne scot afară pe ascuns, nu așa, ci să vină ei înșiși să ne scoată afară.” Și purtătorii de vergi au spus judecătorilor aceste cuvinte și, auzind că sunt cetățeni romani, judecătorii s-au temut și, venind, se rugau de ei și, scoțându-i afară, îi rugau să plece din cetate. Iar ei, ieșind din închisoare, s-au dus în casa Lidiei și, văzând pe frați, i-au mângâiat și au plecat.